De câțiva ani, bătălia pentru cei patru ani de liceu se dă între cele două licee de top din Giurgiu, Colegiul Național Ion Maiorescu și Liceul Tudor Vianu. Potrivit unui top realizat după ultima medie de admitere în anul 2012, pe primul loc se află Colegiul Național Ion Maiorescu, unde anul trecut ultima medie a fost 7.36. Maiorescu este urmat de Tudor Vianu cu 6.45. Cât despre celelalte licee din județ, la niciunul anul trecut media de admitere nu a ajuns măcar la 5. Astfel, la Dimitrie Bolintineanu din Bolintin, ultima medie media a fost 4, la Udriște Năsturel, Hotarele 3,64, la Nicolae Cartojan 2,73, la Miron Nicolescu 2,26, iar pe ultimul loc se află Ion Barbu, cu ultima medie de admitere 1,44. Revenind la cele două licee de top, fiecare dintre ele oferă în acest an câte 224 de locuri. La Maiorescu sunt câte 84 de locuri la clasele de mate, info și filologie și câte 28 la științele naturii și științe sociale, iar la Tudor Vianu cele mai multe locuri, 84, sunt la profilul științele naturii, în timp ce la filologie și științe sociale sunt câte 56 de locuri, iar la Mate Info, 28. Potrivit calendarului oficial al admiterii 2013, repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a 8 -a se va face pe data de 14 iulie. O zi mai târziu se vor afișa în școlile generale listele cu absolvenții repartizați proveniți din școlile respective și a listei cu locurile neocupate în licee, iar marți 16 iulie fiecare liceu va afișa listele cu candidații repartizați în respectiva unitate de învățământ.